Salutare tuturor! Poate e ciudat și vă întrebați de ce oare începe ăsta vlogul pe timp de noapte. Din păcate, astăzi am editat de dimineață. Stai să mă dau un pic la o parte, că trece lumea cu scuterul. Are you okay, man? De dimineață am filmat și acum, când m-am pus să editez, am văzut că lipsește filmarea. M-am uitat să văd exact ce și cum, dar se pare că, din păcate, am avut impresia că am apăsat pe butonul de înregistrare și se pare că nu am făcut-o, așa că nu am filmarea de prezentare a vlogului. Dar vă spun acum în ce constă. O să vă prezint o zi normală a mea aici în resort și în afara resortului. Așa că, dacă nu vreți să o ratați, rămâneți aproape. Și cam ăsta a fost antrenamentul meu pe ziua de azi pentru picioare. Acum mergem să facem duș separat. Nu mergeți cu mine în duș. Vă așteptați la ieșire. După care mâncăm și vedem poate dacă azi ține vremea cu noi, tragem o fugă până la plajă. Se pare că avem mici probleme cu bicicletele. What happened, man? It's not working. Yeah, I replaced this. But now it's working? It's gonna fly. Yeah, I replaced this here. Sper să meargă. Asta au rezolvat-o deja. Nu știu ce se întâmplă, dar mereu dimineața rămân majoritatea fără... Uite că asta e bună. Fără aer în cauciucuri. Probabil or fi sparte sau scapă pe la... Pe aici, pe la filet, fitil, filet, nici nu mai știu cum îi zici. Dar 1, 2, 3, 4, sunt 4 scutere pe care o să le folosească o parte dintre noi. Iar eu iau frumos bicicleta asta cu Chris și
mergem cu bicicletele, că noi suntem sportivi. Sunt transpirat în ultimul hal, dăm drumul la duș, iar voi afară. Deci e atât de bine după duș, e un pic răcoare. Mi-am luat și o parte din micul dejun, am mandarine și o portocală. Și un... did you fix it, man? No, I'm just taking off the tire that's broken. Ah, ok. Și în frigider mă așteaptă o felie mare de pepene. Abia aștept să mă înfruptănia rece. Lăsăm. Ce avem aici? A venit moș. A venit moș Crăciun. Uite. Bă, sultanul se uită la filme cu război. Uite. Mamă, deci nu mă văd. Iată, hai că mă vedeți acum. Dacă, uite, felia de pepene. Pac. Mă apuc să o tranșez și la mâncare. Cam așa arată micul meu dejun. Pepene și portocale. Mandarinele nu le-am desfăcut pentru că ăștia au intrat în panică. S-a înurat foarte, foarte puțin, adică sunt câțiva nori. Și au zis, băi, hai la plajă, hai repede. Stai liniștit, vreau să mănânc mai întâi, după care... mergem la plajă. Asta e destul de portocală. E puțin acră, nu e făcută 100%, dar e bun. Lucru pe care iubesc să-l fac dimineața, să mănânc pepene rece. Mamă, deci e, mai ales după antrenament, e divin. În cazul în care mâncați și voi, când spunea cineva să-ți faci un tricou cu poftă bună și cu mine, cu burger, cu un burger și cu bere în mâna cealaltă. Da. V-am zis poftă bună, nu? Poftă bună. Dacă nu v-am zis. V-am zis? Nu v-am zis? V-am zis. Nici chiar așa de uitoc. Am închis ușa, nu intră nimeni pe geam, mi-am luat măscuța și bicicleta mă așteaptă. Ăștia o să plece mai încolo pentru că, na, fiind cu scuterul, ajungi mai repede, dar noi cu bicicletele o să mergem ușor, ușor. Trebuie să mă opresc și la supermarket să-mi iau ceva apă, ceva snacks-uri pentru plajă, după care... o să ne întoarcem pe plaja aceea unde am escaladat, pentru că aia mi se pare cea mai ok. Am vorbit și cu ceilalți și nu vor să se îndepărteze foarte, foarte mult. Legat de barcă, n-am reușit să-i conving, dar mai încerc zilele următoare. Stai așa, bine că mi-am adus aminte ce tântălău sunt. Păi, mergem la plajă și nu avem minge, chiar așa. Să le zic la ăștia, să... ia mingea cu ei. Dacă nu, o luăm noi, nu-i problemă. Să ne distrăm și noi pe plajă, nu? Ne revedem imediat la supermarket să vă arăt ce îmi iau de acolo. Am ajuns și la 7-Eleven. Ia să... hello. Pac! Ce s-a deschis? Hello! Să iau apă. Uite că-i domnul aici. Cred că o să-mi iau una de-asta direct. Să nu mă mai car cu două sticle. Și era sucul ăla care îmi place mie, frate. 7-Eleven run out of toasties. It's a bad day. No more? Uite mă asta. Ia la cu lămâie. What they don't have anymore? Toast? Oh, only burgers. Nu mai au sandwich-uri. Erau bune sandwich-urile alea, dar
Luăm doar așa. Mai e unul mai în față. There is another one. Yeah? Yeah. Okay. Hello. Să o plătesc pe domnișoară. Yeah, take, just take. Perfect. Cap în cap. Hop. Vedeți ce putere am? Puteri magice. Hai la plajă. E vremea perfectă. Nu e foarte nu e foarte soare. Nu e soarele foarte puternic. Deci e numai bine. E vremea perfectă cum îmi place mie. Și asta e insula de care vă ziceam eu. Vă tot ziceam eu. Cu magicianul l-am vorbit și a zis: "Băi, eu sunt de acord să merg acolo." Dar ceilalți au zis că nu știu. Am ajuns și pe plajă și ceea ce mă bucură enorm, pe lângă faptul că am minge să mă joc, nu m-am mai jucat cu minge așa să dau cu piciorul în ea de o grămadă de timp. Ultima oară cred că am jucat fotbal când eram în Vietnam, în Cadba, am jucat cu niște copilași. Tot așa pe plajă a fost super. Dar o altă chestie pe care o iubesc acum, nu sunt multe persoane. Sunt câțiva pe aici, prin zonă. Probabil sunt aceiași care sunt în apă. Dar în rest, super chill. Văd că e și o barcă pe aici. Și văd ceva lume în barca respectivă. Deci, cred că s-ar putea să avem posibilitatea să închiriem. Hello! Au venit și ceilalți, dar mai trebuie să vină încă magicianul, nu știu dacă vine și DJ-ul. Vedem. Mă duc să fac baie, că nu mai pot. A mai venit ceva lume. A mai venit un cuplu. Majoritatea sunt în apă. Eu sunt un pic pe uscat. Și pe uscat băutură și uscat nisip. Avem și o prietenă nouă aici. Cățelașul. Și cam asta e priveliștea aici pe plaja deja bine cunoscută și prezentată în celelalte vloguri. O chestie nașpa pe care am aflat-o în momentul în care am intrat în... Mamă, ce păr am. Zici că sunt... Hai că așa parcă e mai bine. Parc. O chestie nașpa pe care am aflat-o în momentul în care am intrat în 7-Eleven. Eu credeam că cei din guvern o să blocheze, o să stopeze vânzarea băuturilor alcoolice până după Songkran, adică până pe 15, dar se pare că această perioadă va continua până pe 30 aprilie. Deci toată luna aprilie nu se bea alcool, pentru că au zis în momentul în care se cumpără alcool, începe lumea să... Stai că avem o... Știți furnicile alea cu aripi de te ciupesc? Aveam una din ori pe mână. Așa, ziceam că în momentul în care se vinde alcool, socializarea e din ce în ce mai mare, vin mai multe persoane și s-au gândit că în felul acesta o să stopeze un pic întâlnirile între persoane și o să stea lumea acasă, nu o să se mai ducă să-și ia de băut, nu o să se mai întâlnescă cu prietenii, pentru că și astăzi... Până și astăzi e poliție pe stradă, dar nu zice nimic. Dacă te vede cu mască până în ora 8, ești ok, poți să mergi liniștit. Dar după ora 8, dacă te-a prins, ai pus-o, îți dă amendă. Nu știu exact cât e amenda, nu mai țin minte, dar mai bine decât să
dau banii poliției, mai bine mă duc și îmi cumpăr ceva de mâncare sau, nu știu, altceva de, de băut, nu se mai pune problema. Astăzi aveam de gând să mă opresc la supermarket să mai iau vreo 10 beri, să le am pentru zilele următoare, dar uite că, din păcate, nu se poate. Așa că vom vedea de unde. Eu mai am vreo 2-3 beri în frigider, minibar. Și vedem. Dacă nu, aia e, stăm pe uscat până pe 30 aprilie. N-avem ce să facem. A venit vremea să plecăm, dar înainte de a pleca vreau să vă arăt ceva drăguț. Ce credeți că face domnul aici? Face poze la crăbișori. Deci uitați cât de mulți sunt. E plin. Ia uite. Deci e plin, frate, plin. Uite ce e pe aici. Și acum încă sunt puțin, că s-au mai dus și pe partea cealaltă. Dar aici, a, uite. Fug toți. Fuga. Hai mă, fugi. Fugi, mă. S-a băgat. Ia uite-l cum. Gata, hăt. Ce faci, mă? Ce caterincă sunt. Da, e plin de astfel de crăbișori. A venit momentul să mă îndrept spre casă. Faza nasoală e că am pană la bicicletă și o să trebuiască să merg pe lângă. Dar o oră jumate până la resort nu e problemă pentru mine. Oricum nu mă grăbesc nicăieri. În drum vreau să mă opresc să-mi iau și un pad thai, ceva de mâncare pentru prânz. Ia să vedem cât de tare e cauciucul. Biu! Uite-l. E pe butuci. Nasol. Dar ne descurcăm noi că suntem băieți mari, nu? Mamă, ce m-a prins soarele pe față. Așa, după aproximativ 10 minute după ce am umflat cu pompa roata, bineînțeles că mergeam și se auzea hâng. Și când m-am uitat, roata era ceva de genul ăsta așa. Și ce să faci în momentul ăla? Te dai jos frumos și mergi pe lângă ea. Și am mers. Noroc că a venit magicianul, s-a întors și mi-a zis, băi, hai să facem într-un fel să o luăm pe sus. Și el a stat în față, a condus scuterul. Eu am întors bicicleta cu roțile în sus, am pus-o așa și o țineam, stăteam în spate și o țineam exact pe lateral. Până la urmă am reușit să o aducem, văd că deja s-au apucat să le repare. Sau, da, uite, asta e reparată. Sper să o repare și pe asta, pentru că altfel e nasoală treaba, o să trebuiască să închirieze un scooter și nu prea am chef. Da, m-am făcut varză, am transpirat, dar mamă, acum văd cât de roșu sunt. Trebuie să dau cu un pic de cremă de aia pe față. Îmi fac un duș, după care fac ceva de mâncare, nu am mai stat să-mi cumpăr pad thai, aveam poftă de un pad thai, dar am zis nu mai să ajung cu bicicleta la resort, după care văd eu. Și acum o să-mi prepar ceva de mâncare repede, pentru că nu am chef să stau foarte mult să pierd vremea, pentru că mi-e foame. Am mâncat decât pepene ăla de dimineață și cam atâta. În rest, nimic. Băut apă. Aveam de gând să îmi fac o omletă cu crembuști, dar mi-am dat seama că ieri am mâncat toate ouăle. Așa că nu mai am ouă să fac omletă, o să mănânc doar vreo 4 crembuști cu o salată de roșii, castraveți și brânză și aia e. Aici am toate ingredientele și ketchup și muștar. Cam așa arată masa mea, prânzul meu de astăzi. Crembuști cu salată de castraveți. Stai să pun focusul pe asta. Așa. Castraveți roșii, ceapă roșie, un pic de brânză feta și ulei de măsline. Ketchup.
muștar pentru cremuști. E o foame, mamă. Umplem aici, dăm cu... până... Hai să amestecăm și asta. Pac. Și să-i dăm. Pac, 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 pac. Știu că nu e prânzul cel mai sănătos, dar momentan asta am în casă și asta mănânc. Ia să vedem. Deci îmi place să amestec ketchup-ul cu muștar. Mm. Super bun. Perfect. Singura chestie care lipsește e o chiflă de aia pentru hot dog. Dar merge și așa. În lipsă. Poftă bună. Că doar nu vă ziceam lapte bună, nu? Thank you, man. Magicianu. Și când nu ai o bere, ce merge bine cu prânzul este un Pepsi. Yeah, but it's difficult to film, you know? Yeah, it's cool. Yeah, but it's okay, you know? Yeah. Păi știi că, bă, ce fraier am fost că nu am filmat în timp ce mergeam pe scooter cu bicicletă. Da, dar e destul de dificil pentru că el conducea, eu țineam de bicicletă și nu mă țineam. I-am zis, băi, merge ușor că să nu mă dau cu roțile în sus. Și acum râdea și făcea, bă, fraier am fost că n-a pus pe cineva să ne filmeze. Important e că știm că se poate face și chestia asta. În cazul în care ai pană și ai un prieten cu scooter, poate să vină să te ia, urcați amândoi pe scooter cu tot cu bicicleta. Hai că după ce am mâncat, am venit în cameră. M-am întins puțin în pat și am adormit instant. Cred că am dormit vreo 45 minute, o oră, cam așa. Și am zis trebuie să mă trezesc pentru că e târziu. Și sper să prind internet ok ca să pot să abladez acest vlog. Deci cam așa decurg mie zilele aici în Thailanda. Dimineața exerciții, apoi dacă am noroc și e vreme frumoasă și merg și vor și ei, mergem la plajă, după care mă întorc de la plajă, mănânc, câteodată dorm, câteodată mai mereu și seara îmi fac de mâncare, după care mai stăm pe terasă, mai bem o bere, dar lumina, v-am zis, nu este favorabilă și de cele mai multe ori evit să filmez cu camera pe timp de noapte. Așa că sper să vă fi plăcut vlogul de astăzi. Până mâine ne revedem pe Instagram Travelabit. În cazul în care nu ați cu chestia asta deja, vă rog să apăsați acolo pe butonul de follow pentru a vedea story-urile care în mod normal aici nu apar. De asemenea, mă găsiți și pe Facebook Metinabit, pagina personală, și Travelabit, pagina oficială. Dacă nu ați făcut deja chestia asta, vă rog să apăsați aici pe butonul de subscribe pentru a nu pierde aventurile păsărilor de aici și păsării Travelabit. Și ca în fiecare seară, nu rămâne să vă spun decât să aveți grijă de voi, de familiile voastre. Apropo, mulțumesc încă o dată celor care au răspuns
rugăminții mele de a o ajuta pe Alexandra și vă mulțumesc încă o dată pentru donațiile pe care mi le faceți în fiecare săptămână. Jos pălăria, n-am pălărie, dar înțelegeți voi, știți că vă apreciez orice ați face. Așa că nu rămâne să vă spun decât let's travel a bit. Credeți că vă zic poftă bună, dar nu, vă zic let's travel a bit. O seară frumoasă. Ah, și era să uit cel mai important lucru, sărbători fericite pentru mâine, mâine-i Paștele și multă sănătate vouă și familiilor voastre și Hristos a înviat. Credeți că scăpați de mine și aia ușor? Tocmai am vorbit cu un prieten foarte bun și anume Iepurașul de Paște și ne-am pus de acord și am zis că o să vă facem în zilele următoare o surpriză, una care cu siguranță o să vă placă, așa că dacă nu vreți să o ratați, rămâneți aici pe canal. Seară frumoasă!